centrul stațiunii turistice naționale Piatra Neamț la începutul lunii mai 2021. Aici, pe vremea fostului primar Gheorghe Ștefan, s-a produs acțiunea Pavela, care trebuia să dea o altă imagine orașului. Cei care s-au ocupat atunci și-au luat banii și în scurt timp trotuarele au devenit adevărate capcane pentru pietoni. Actuala administrație, într-o tentativă eșuată de a-i da municipiului o față de oraș verde, a încercat o cârpeală care nu se potrivește deloc cu proiectul inițial. Cei care locuiesc, muncesc și trec zi de zi prin centrul urbei nu par să fie prea încântați de modul în care sunt întreținute trotuarele din zona centrală. Vede cum arată de când tot. Zic, băi, oamenii ăștia nu mai fac nimic. De ani de zile e așa. Nu de acum. Ce să mai încolo? Mă uitam și părculețul ăla. Anul trecut când am ieșit din lockdown era așa de frumos, cu flori. Cu... Acum ați văzut în ce hal e. Iarăși am ales prost. Dumneavoastră nu vedeți cum arată? Trebuie doar să filmați două, trei pavele de astea și arată foarte bine, nu? Ce putem să cerim mai mult? Sunt așa de foarte mult timp, nu are rost să dăm vina pe actualul primar, numai că trebuie ceva făcut, atâta tot. Trebuie schimbate, cât mai repede, oraș turistic, dar arată cel puțin, asta e zona centrală, toată lumea știe, bulevardul Decebal, artera principală a orașului, arată ca naiba, pe românești. Da, să se facă timp, un fel de să facă rând, să facă rând și trebuie. Dacă ar fi numai trotuare, deși restul. Total nemulțumit, eu personal. Adică mi se pare o glumă, știți cum e aia cu e frumos la Piatra Neamț în așa de poveste? Da, nu. Adică nu mi se pare normal ce se întâmplă și ar trebui să... Da, eu sunt un om care apreciază mersul pe jos și... Nu interesează, în momentul în care se plafiază, trebuie respectate niște... norme care îți spun cât e stratul, cum se tasează, ce trebuie să faci. Și de cele mai multe ori fac contracte cu care nu sunt domeniul construcțiilor, a terasamentelor. Deci, bani aruncați, ca în multe domenii, nu numai la trotuare. Nu există interes pentru calitate. Numai pentru cine pică lor. Dacă lor li rămâne, asta e important, că să știți că sunt foarte bine plătite. Eu știu pentru că sunt în domeniu. Și știu când te vizi în situațiile de plată pe care le fac ei, au bani suficienți să le facă corespunzător, calitativ. Dar nisipul nu-i de calitate, e pun lut câteodată. Deci nu respectă standardele.